Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc că v-ați făcut timp să fiți astăzi prezenți pentru a marca împreună un moment important, zic eu, pentru comunitatea noastră. Nu atât pentru comunitate, cât și mai important pentru mediul de afaceri ce își desfășoară activitatea în zona industrială. Scopul întâlnirii este finalizarea lucrărilor pe calea industriei, un tronson de drum extrem de important și care necesita de urgență nu doar o modernizare, ci o reabilitare totală. Drumul cred că are peste 50 de ani, nu pot să spun exact, dar cu siguranță a fost realizat în perioada în care s-a realizat zona industrială. Despre proiect îl voi ruga pe domnul președinte al Consiliului Județean să ne vorbească, pentru că Consiliul Județean este principalul finanțator al acestui drum. Știm cu toții că proiectul este finanțat în proporție de 90% de către Consiliul Județean și doar 10% de la bugetul local. Un mare sprijin venit din partea instituției partenere pe care o avem tot timpul alături. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să punctez și celelalte obiective în care am avut sprijin și parteneriat în mai multe proiecte realizate la Onești în ultima perioadă de timp. Nu pot să spun că este cel mai important, dar este cel mai vizibil și pe care oneștenii îl apreciază foarte mult. Este vorba de piațeta Casei de Cultură sau piațeta Catedralei, cum folosim mai nou ca și titulatură, pentru că este cea mai importantă reprezentativă clădire din zona respectivă, unde am avut o cofinanțare de 5 milioane de lei. Fără această sumă ne era aproape imposibil să realizăm acest proiect. Fie ar fi trebuit să ne împrumutăm, să luăm un credit pentru a finaliza, pentru că eram obligați să finalizăm proiectul respectiv, fie să tăiem din alte investiții pe plan local. În același proiect a intrat și Biblioteca Municipală, încă 5 milioane finanțare și pentru Biblioteca Municipală. De asemenea, în acest moment se lucrează la sala polivalentă Nadia Comăniciu, unde și aici avem o asociere și o cofinanțare de 3 milioane. Cu toate drumurile, sunt mai multe pe care am avut susținere. Un alt drum care nu a avut o valoare atât de mare, dar a fost extrem de important și a venit ca și o gură de oxigen, este vorba de strada Eduard Seichel, cartier Sat Catolic, pe care locuitorii zonei au simțit această investiție direct și au apreciat-o foarte mult. Avem la fel susținere pe calea Caraclăului, o importantă susținere și cofinanțare a fost pe anveloparea eficientizarea energetică a spitalului și instalarea de panouri fotovoltaice. De asemenea, la fel, susținerea aici a fost sprijinul mai amplu în iarna anului, în luna decembrie anului trecut. Două doamne senator și o doamnă deputat, parlamentare ai Partidului Social Democrat, au venit cu un amendament la rectificarea bugetară din decembrie și am primit finanțare pentru achiziționarea unui angiograf, 1,5 milioane, după care a urmat o asociere la fel cu Consiliul Județean și am mai primit diferența de 3,7 milioane. La momentul ăsta se instalează, din estimările conducerii spitalului, în maxim o lună și jumătate va fi funcțional acest angiograf. În zona Moldovei, cel puțin în apropierea Oneștiului, suntem primii care avem acest aparat extrem de important. O altă veste bună, la fel în luna decembrie, la rectificarea bugetară, tot din fondul rezerva Guvernului, tot la inițiativa grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, am primit finanțare
pentru construirea unui heliport. Cu construirea heliportului pot spune eu că se închid cumva investițiile la în cadrul spitalului și nu se închid că nu ar fi fonduri, ci că nu prea mai avem ce să facem. Avem cam tot ce ne trebuie la Spitalul din Onești, avem unul dintre cele mai bine dotate spitale din România. Acestea fiind enumerate, aș vrea să-l rog pe domnul președinte să preia cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Vă mulțumesc pentru participare și, în primul rând, mulțumesc presei pentru participare și oamenilor de afaceri din zona platformei. Mă bucur că astăzi putem spune că strada industriilor a fost reabilitată în totalitate. A fost acum 3 ani de zile o propunere care astăzi s-a materializat, s-a finalizat. Eu am să dau detalii tehnice și să spun cam cât a costat. Lucrarea se ridică la 21 de milioane cu TVA. Reabilitare de 5 km. Ce este așa de interes, cred că e una dintre puținele lucrări de județ, în mod cert, poate din țară, prin tehnologia cum s-a realizat această stradă. Și mă refer la faptul că această stradă este refăcută în totalitate prin beton rutier. E o tehnologie care de mult timp nu s-a mai aplicat la nivelul, și la nivel național și la nivel județean, într-adevăr, pentru a susține, pentru a avea o capacitate portantă mai mare a drumului, ținând cont că e zona industrială, era necesar să se lucreze așa. Mă bucur că antreprenorul aici de față a reușit să realizeze o lucrare complicată și complexă și le-a făcut în condiții de foarte bună calitate, se vede și din imagini. Noi am monitorizat lucrarea de-a lungul timpului, am fost împreună cu domnul primar pe fiecare etapă și ne-am bucurat de faptul că am văzut cât de bine s-a mișcat această lucrare, cât de bine s-a mișcat și antreprenorul. Pot să vă spun că au fost 2 luni de zile de proiectare și cred că un an și 6 luni, 8,5 luni execuție. Nu se putea, a fost disconfort pentru zona de acolo, pentru o anumită perioadă, știți că nu se putea circula, pentru că n-avea cum, se turna totul printr-un utilaj special. Astăzi avem lucrarea, așa cum vedeți dumneavoastră în imagini, și reprezintă, în mod cert, și pentru mine, ca președinte, o asumare de atunci care s-a realizat și s-a finalizat astăzi. De asemenea, îi mulțumesc domnului primar pentru faptul că a făcut o întreagă prezentare a investițiilor Consiliului Județean, asocierilor cu primăria Onești, și cred că noi putem spune că acest tip de colaborare este un model de succes la nivelul județului și toate investițiile care le-a enumerat domnul primar, fie că vorbim de pe piațetă, bibliotecă, spital, care într-adevăr spitalul arată foarte modern, și nu numai, arată faptul că am reușit să colaborăm, reușim să punem înaintea oricărui lucru, să punem interesul cetățenilor, și astăzi, să zic așa, o să mai avem pentru viitor, pentru anul
următorul asociere. De fapt, o și avem, dar o să o punem în practică în cursul acestui an. Arătăm că s-au putut realiza lucruri extrem de bune, extrem de frumoase și extrem de durabile pentru mult timp, dar în primul rând pentru cetățean. Eu vă mulțumesc. Alte detalii tehnice, dacă doriți să le dau, o să vă transmit către presă ca să le aveți, poate le doriți să fie preluate în articole și vă rog dacă... Mulțumesc, domnul președinte, domnul europarlamentar, Dragoș Lăină. Mulțumesc, chiar în calitate de președinte a unui partid politic am să vorbesc mai mult, pentru că politicul este cel care trebuie să fie, care este vinovat de lucrurile bune și de lucrurile mai puțin bune din viața oamenilor, din viața unei comunități. Sigur că de această dată suntem la un eveniment pozitiv, și anume îndeplinirea unei promisiuni făcute în urmă cu 3 ani. Eram în decembrie 2020 și ca urmare a unei întâmplători eram într-o campanie electorală. Întâmplător astăzi ne aflăm în buza altor campanii electorale. N-are rost să ne formalizăm și să ne ferim de cuvinte. Dar atunci eram la aproximativ o lună de când și domnul președinte Ivancea și domnul primar Neghină își preluaseră mandatele pentru următorii 4 ani și ca urmare a bunei colaborări între cei doi care se întrezărea de atunci și ca urmare a solicitărilor venite din partea agențiilor economici mai mari sau mai mici de pe Platforma Industrială Onești, pentru că Platforma Industrială Onești din 2020 ca și din 2023-2024 arată cu totul și cu totul altfel, renăscută față de ceea ce la un moment dat ne obișnuisem cu toții, în urmă cu 10, 12, 15 ani, era o zonă care nu mai producea locuri de muncă, nu mai genera taxe și impozite locale, era o zonă care trăia foarte mult din amintiri. Astăzi această zonă a renăscut, s-a refăcut, este o platformă unde lucrează sute, poate chiar mii de oameni, agenții economici care contribuie la buna dezvoltare a Oneștiului, care din discuțiile pe care le-am avut cu dânsii susțin prin taxe și impozite bugetul primăriei Onești, dar sunt mulțumiți de felul în care Oneștiu și actuala administrație gestionează acest buget și direcția pe care merge Oneștiu. Și atunci, sigur că acest tip de parteneriat între județ și municipalitate suntem și noi bucuroși să le susținem. Cum spunea și domnul primar și domnul președinte, nu este singurul, sunt mai multe și pe zona de infrastructură și pe zona de sănătate și cu siguranță vom mai avea și alte provocări în viitor, pentru că nu mi-este rușine să recunosc că în ceea ce privește relația Consiliului Județean Bacău cu Primăria Onești, 2020-2024 a fost poate cea mai fructuoasă perioadă din istoria ambelor instituții în colaborări comune și sigur că asta ține în primul rând de cei doi oameni care conduc aceste instituții, de un anumit tip de voință politică și un anumit tip de eficiență a acestor asocieri și colaborări comune. Repet, toate s-au dus la final. Ați văzut un proiect, Piațeta, l-am văzut cu toții, de fapt, la finalul anului trecut, care a fost salvat poate în ultimul ceas de constructor și de Primăria Oneșteană și aici iarăși suntem bucuroși că am participat cu o parte din finanțare. Toate proiectele au mers alert, au avut parte de interes și monitorizare continuă și permanentă din partea primarului de Onești. Sunt și alte parteneriate în derulare, vor mai fi și altele. N-are rost să stricăm ceva care funcționează. Și a funcționat foarte bine, repet, 2020-2024 pentru ambele instituții au fost poate cea mai fructuoasă perioadă. Și iată că la Onești electoratul sau oamenii din Onești au avut mai mare dreptate decât au avut celelalte partide politice, dând cheile acestui oraș primarului Neghină. Pentru că, repet, și o spun cu toții și cred că o vor spune și cifrele în acest an,
Toată lumea este, sau părerea quasi unanimă este că administrația oneșteană poate raporta misiunea îndeplinită. Și nu este puțin lucru, acest lucru. Noi încă o dată, și eu și colegii mei, și domnul vicepreședinte Panfil, și domnul prefect Bogdanel, și domnul președinte, ne bucurăm că suntem în aceeași echipă, o echipă care când ne-am asumat ca formularea ne ținem de cuvânt, am și înțeles ce înseamnă să te ții de cuvânt. Și un proiect pe care l-am promis în 2020 și mulți l-au catalogat atunci doar ca o promisiune electorală, astăzi îl raportăm ca un obiectiv îndeplinit și ne place să credem că ne caracterizează cu preponderență acest tip de abordare și ne diferențiază față de ceilalți competitori de pe scena politică. Și iată că a venit și anul 2024 în care va trebui să facem bilanțul la aceste lucruri și să punem tușa și diferența între noi și ceilalți. Sigur că sunt și alte proiecte în acest județ care merg mai greu, mai anevoios, dar în general ce am promis ne-am ținut de cuvânt, iar unde nu am reușit să ne ținem încă de cuvânt, există explicații pertinente și care țin de condiționalități legale sau de alte instituții cu care trebuie să colaborez, să presez, astfel încât aceste proiecte să meargă mai departe. Încă o dată felicitări celor doi parteneri din această asociere și sunt convins că la Onești de-a lungul acestui an ne vom mai vedea și la alte recepții de obiective importante din viața comunității. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul președinte! Bucuria este mare pentru că lucru pe care eu îl știam l-au reconfirmat atât domnul președinte Dragoș Benea, cât și domnul președinte Valentin Ivancea, faptul că pe lângă proiectele care se desfășoară vor mai exista și alte proiecte. Nu este un lucru la care nu mă așteptam, dar faptul că l-au reconfirmat partenerii noștri nu poate decât să mă bucure și să le mulțumesc încă o dată oficial. Mulțumesc. Da. Domnul prefect, dacă vrea să ne spună vreun cuvânt, faptul că suntem în această formulă, la această masă și simt sprijinul acestor oameni, pot spune clar că Oneștiul are o direcție bună. În formula asta, cu siguranță, se vor întâmpla multe lucruri bune pentru comunitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Bună ziua tuturor! Salut reprezentanții mediului de afaceri de pe platforma industrială. Ce ar mai fi de spus după ce colegii mei antevorbitori au punctat aproape tot ceea ce era de punctat, privind acest foarte izbutit filmuleț pregătit de colegii de la Consiliul Județean, nu pot să nu-mi amintesc discuția din 2020. Eram toți cu măștile pe față, parcă în alt mileniu, în altă viață, dar a trecut foarte puțin timp de atunci. Și chiar dacă e un drum, drumul ăsta a avut istoria lui și dificultățile lui și uitați anvergura lucrării, va deservi și va avea părticica lui în ceea ce îndrăznesc să spun că este revirimentul platformei industriale Onești, fie că vorbim de investițiile în hidrogen și în dezvoltările care au loc la RAFO, fie că vorbim de nou saleduct de la King Complex și dezvoltările care au loc la King Complex, fie că vorbim de dezvoltările pe agricultură care au loc pe fosta platformă UTON, fie că vorbim de ecologizarea care urmează să se realizeze la batalurile Carom. Lucrurile astea arată că pe platforma industrială motoarele s-au repornit, exact ceea ce vorbeam în 2020, și mă bucur că parte importantă din povestea asta de succes sau din acest scenariu este parteneriatul dintre Consiliul Județean și primăria din localitate, care îndrăznesc să spun că este mai fructuos ca niciodată în istoria post-decembristă a celor două instituții. Vreau să subliniez, nu mai târziu de această săptămână, Guvernul României a alocat 500.000 de euro, aproximativ 500.000 de euro către municipiul Onești prin hotărâre de guvern, alți bani în plus care sunt convins că domnul primar îi va multiplica
prin proiectele și investițiile pe care le realizează în comunitatea oneșteană. Felicit cele două instituții și conducătorii celor două instituții și să sperăm că 2024 va fi un an cel puțin la fel de fructuos ca precedentul. Mulțumesc! Un singur lucru vreau să mai completez. Eu, na, vedeți, mă mănâncă limba. E o provocare și o mănușă aruncată către directorul de la ABA Siret, Donorelu Adam, și către ministrul mediului care este din Bacu, legată de proiectul de la Belgi pe Programul Național de Redresare și Reziliență, deci pe fonduri europene. Un proiect care, din motive, din vari motive, pe care poate le vor explica cei implicați în mod direct, pare să fie intrat în impas, alături de multe alte proiecte pe PNRR, pe zona de mediu. Sperăm ca ministrul mediului, repet, domnul Mircea Feghe din județul Bacu și domnul Relu Adam să-l pună pe roate și într-o bună zi să atragem banii europeni pe acest proiect. Nu desfac eu mai mult, că nu suntem noi, noi suntem martori un pic indirect la acest proiect, dar este un proiect important care ține tot de zona Uneștiului și în acest moment traversează un impas, dacă pot să spun așa. Mulțumesc. A adus aminte domnul prefect de această finanțare care a venit acum în luna ianuarie, extrem de importantă pentru primăria Onești, pentru Onești. Chiar sunt bineveniți. Aveam mare nevoie de acești bani. Așa cum am mai spus, trecem la partea politică, pentru că pe lângă administrația pe care o facem, nu trebuie să, așa cum spune și domnul președinte Dragoș Venea, nu trebuie să ne ascundem în spatele administrației, facem cu adevărat și politică și pe această temă vreau să amintesc vremurile în care Partidul Social Democrat nu era la guvernare, iar Oneștiul era pedepsit. Primele două rectificări bugetare, când erau alte partide la guvernare, Oneștiul nu a primit nici măcar. După ce Partidul Social Democrat a intrat la guvernare, a venit clar și cu specialiști și oameni pregătiți în guvernul României, au găsit soluții și, făcând referire la Onești, au tratat corect comunitatea noastră, de la intrarea Partidului Social la guvernare. De fiecare dată, Oneștiul, așa cum este normal, a fost tratat corect, ca majoritatea localităților din România. Mulțumesc încă o dată pentru tot. Dacă sunt întrebări din partea presei. Colegii din... Domnul președinte Ivancea, mă rețință soluția cu betonul, dacă puteți detalia, să știe că betonul e așa... Beton rutier, e un anume tip de beton. A avut și Bacău, Ștefan cel Mare, era asfaltat cu beton. Dacă puteți detalia, ca să nu... Da, nu știu dacă sunt eu cel mai potrivit să detaliez structura tehnică a acestui procedeu. Cel mai potrivit este antreprenorul care este lângă noi. Eu pot să vă dau detalii tehnice, cam ce ar fi însemnat, ce lungime de drum, 4,6 km. Ce pot să vă spun, că s-a dus cred că undeva la o adâncime de jumătate de metru, 20 cu 30 ca și fundament, ca și consolidare. Betonul rutier se folosește chiar din această zonă luat și are o tehnologie specială utilajul care l-a adus antreprenorul. Dacă pentru detalii tehnice, poate să vă... Domnul Șapcă poate să vă... Da? Domnul primar, mi-a zis să mă întreb, care evidenței, pentru mine, că vreți candidat din partea PSD la legile locale. Aș vrea să comentați sau să continuați să se și ca să spuneți că pentru că sunt emblemea, ce părere aveți despre discuțiile referitoare la comasarea alegerilor
europarlamentare cu așa și despre, mă rog, alte discuții care apar în presa centrală referitoare la candidați comuni cu PNL, CJ plus primăria de ființă de județ și, bineînțeles, dacă veți candida la legile europarlamentare. Da, voi răspunde, înțeleg că mie mi s-a adresat prima dată întrebarea, te scuze, domnul președinte. Da, am este... nevoie de timp de gândire. Da, este prematur să vorbim, dar nu ascund faptul că m-ar onora o candidatură. O astfel de candidatură, acum rămâne să vedem cum evoluează lucrurile și la momentul oportun, cu siguranță, presa va fi prima care va afla. Mulțumesc. Da, ca să continui, eu cred că onoarea ar fi în primul rând de partea noastră, pentru că un primar care a demonstrat atâtea lucruri în 4 ani, atâtea rezultate și proiecte închise, ne-ar onora pe noi, în primul rând. Dacă... Eu nu vreau să emit pronosticuri, dar tot așa, ca să nu-i formalizăm mai mult decât e cazul, sunt convins că astăzi primarul Neghenă este primarul de municipii care cred că va avea cel mai bun rezultat în procente, mă refer. Și s-ar putea chiar și în cifra absolută. Și sigur că asta, dincolo de un avantaj practic, pentru partidul nostru ar fi și o onoare. Deci întâi ar fi de partea noastră. Legat de celelalte întrebări, sigur, cel mai există acest scenariu al comasării alegerilor locale cu europarlamentare. Eu îl văd ca pe unul fezabil și nu atât de antidemocratic cum încearcă unii să-l prezinte. Pentru că, până la urmă, România aceasta în care trăim astăzi s-a dezvoltat, în primul rând, pe fonduri europene. Și, în al doilea rând, ca urmare a competenței primarilor și echipelor pe care le-au condus. Dacă nu existau fonduri europene de ordinul zecilor de miliarde pentru România, degeaba aveam primari buni, foarte buni și echipe de implementare bune și foarte bune. Și o intrare în această dezbatere a alegerilor europarlamentare, care să nu fie doar cine e pro-Europa și cine e anti-Europa, poate ar fi interesantă, cu atât mai mult cu cât localele ar reveni așa cum sunt ele consacrate în luna iunie din 4 în 4 ani, dar ar introduce în dezbatere primare, ceea ce nu e puțin lucru și ar fi interesant de văzut cum primare, dincolo de faptul că trebuie să spună ce au făcut în ultimii 4 ani, trebuie să vorbească și despre rolul și importanța fondurilor europene în dezvoltarea comunităților, pentru că mai credibil și mai bine decât ei nu poate să spună nimeni. Iată, proiectul Piațetei, el este pe fonduri europene, parcă, nu? Da. Ca un exemplu, la Onești. Deci văd foarte, foarte la momentul potrivit, când Europa traversează un moment de cumpără, dacă privim așa de deasupra, poate e important ca aleșii locali să intre în această dezbatere argumentată. Aleșii locale înseamnă și primar de municipii, și de orașe, și de comune. Țin să precizez că și Belgia și Irlanda vor organiza alegeri locale în același timp cu europarlamentare, apropo de oportunitate și de exercițiu democratic. A doua întrebare legată de liste comune. Mai degrabă, dacă mă puneți să pronostichez, cred că aș vedea liste comune la parlamentare decât la alegerile locale, pentru că alegerile locale și la Partidul Social Democrat, dar și la Partidul Național Liberal, cu care suntem în coaliție la nivel național, sunt aleși locali buni, oameni buni și s-ar putea ca din aceste liste comune mulți să rămână pe din afară. Și eu cred că mai degrabă se va merge pe liste separate la alegerile locale. Ar fi și o dorință, dar e și un pronostic. Și legat de candidatura mea,
în cea mai mare proporție, peste 90%, voi candida la un nou mandat. Această dezbatere a început în Partidul Social Democrat. Au fost, chiar în această săptămână, au fost niște regionale întâlniri la București pe regiuni. S-au făcut discuții pe regiuni, s-au detașat niște soluții. Urmează ca criterii care vor fi stabilite și sunt deja discutate la nivelul conducerii să urmeze și o așezare pe listă. Aceste criterii țin de performanța electorală, de performanța administrativă și sigur și de această egalitate de gen pe care PSD-ul și familia social-democrată, față de care și-au luat un angajament serios, o paritate bărbați-femei pe locuri eligibile și sigur că și acest lucru trebuie bifat. Președintele partidului și conducerea partidului lucrează la aceste criterii și la această listă care va fi anunțată undeva în a doua jumătate a lunii martie. Până atunci suntem în zona speculației. Cred că am răspuns la toate întrebările, dacă mai sunt altele, cu cea mai mare plăcere. Oricum, iarăși, revenind, fiind președinte al Partidului Social Democrat, eu, Bacău, organizația Bacău, am și informațiile și orgoliu să spun că ne pregătim pentru 94 de finale, dacă pot să spun așa, de competiții electorale, 94 de localități, 93 de UAT-uri plus Consiliul Județean. Cred că avem cea mai bună, ca de fiecare dată la alegeri locale, cea mai bună garnitură, pe care o dorim completată cu, am spus cu asta am și început intervenția, nu, sau răspunsul la întrebare, o dorim completată aici, cu Olea, nu mai mult de 2-3 locuri, cu oameni care au, cu care am, sigur, care au performat, că nu l-am pus noi la teste pe domnul Neghină, dar cu care de-a lungul timpului am dezvoltat și, cum să zic eu, o relație bazată pe strângerea de mână, știți? Contează treaba asta în politică, pentru că sunt unii primari în județul Bacău care de-a lungul timpului i-au dat ochii peste cap, că nu-i susține Consiliul Județean, că dar uite că, de exemplu, au fost momente, nu în urmă, nu mai departe de 6-7 ani, când efectiv puneau piedici la fel de, la proiectele pe deșeuri sau la proiectele pe apă canal, care au și fost întârziate din fel de fel de abordări, care mai decade mai subiective, și cu care degeaba strângeai o mână sau adoptai hotărâri de Consiliu Local sau Județean, că nu se întâmpla nimic în urmă. Și sigur că revenind la Unești, noi aici am avut o relație în care 2012 am fost diferiți ca și vehicul electoral, 2020 la fel, ne-am și șarjat și în 2012 și în 2020, dar după campania electorală am găsit resurse și unii și alții să ne strângem mâna și să facem lucruri. Și nu numai din interese electorale, ci și din faptul că am știut și am avut capacitatea să trecem peste momente mai delicate pe care viața politică ți le oferă, viața reală, viața politică ți le oferă. Și eu, na, fiind un depozitar sau având o memorie instituțională a județului Bacău destul de bogată, nu pot să uit că, de exemplu, la Onești, pe zona de deșeuri și de apă canal, lucrurile stăteau foarte rău în urmă cu 12, 14, 15 ani, pentru că lucrurile erau trenate de un om care nu iese în alegeri, în speță de juriști, să zic, sau secretar. A venit ales local, un ales local, domnul Neghină, Consiliul Județean, instituții care s-au implicat în a crea cadrul pentru a atrage fonduri europene și pe managementul deșeurilor și pe investiții în apă canal. Și credeți-mă că, inclusiv săptămâna aceasta, dacă nu mă înșel, am văzut o conferință de presă a domnului primar Neghină cu cei de la Raja Constanța și nu pot să spun că nu m-a traversat un sentiment de mândrie și bucurie, că și eu am pus umărul la această etapă pe care o traversează Onești în momente complicate, atunci când s-au făcut aplicațiile pe post mediu sau pe POIM care vizau Oneștiul. Și dacă Raja astăzi cu primarul Neghină raportează misiunea îndeplinită pe un domeniu extrem de sensibil și pe care se apă canal și pe care se va mai interveni peste zeci de ani, când nimeni de aici din această stare nu va mai fi. Asta se datorează în primul rând
un operator economic care știe să atragă fonduri europene, parteneriatul cu primăria municipiului Onești, dar și a unor eforturi pe care mulți le-au uitat. Le-au uitat și unii cunoscători care au fost primari în funcție, nu mai departe de 4-5 ani, chiar, cum să zic eu, nu că au uitat, ci chiar dezvoltă alte variante și alte scenarii. Că ar fi alții care, și mă refer la fostul primar. Și sigur că lucrurile acestea deranjează și doar, pentru că s-au făcut cu eforturi, cu sacrificii și cu cicatrici care nu s-au închis nici astăzi. Dar Oneștiul este astăzi municipiu cu, din județul Bacău, cu cele mai multe probleme de infrastructură și supraterană și subterană cel mai bine rezolvate. Și asta este o muncă de-a lungul care s-a realizat în mulți ani și care are în centru evenimentelor pe Primăria Onești, condusă de primarul Laurențiu Neghină. Și lucrurile acestea trebuie spuse. Bacăul nu este în această situație, poate doar Măineștiul să fie făcut salturi la fel de semnificative ca Oneștiul. Celelalte, eu vorbesc de municipii, la orașe altceva, sunt alte probleme mai mici, mai... Da, am făcut, mă scuzați pentru acest recurs la trecut, dar e bine să mai ne amintim și aceste lucruri, pentru că vin momente electorale când trebuie să faci diferența. Trebuie să pui ștampila pe cine merită, nu pe cine urlă mai tare. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul președinte, dar voi veni și eu cu o completare. Trebuie să nu uităm faptul că în perioada 2012-2015, când am condus prima dată Oneștiul, la vremea respectivă era președinte al Consiliului Județean domnul Dragoș Benea și am găsit o reală susținere în persoana dânsului, cu o bună colaborare și cu un bazată pe un respect reciproc, am reușit să aducem fonduri cu sprijinul domnului președinte și al Consiliului Județean la vremea respectivă pentru a construi secția primirii urgențe. O secție sensibilă, asemănătoare cu secția primirii urgențe Târgu Mureș. De asemenea, o altă finanțare tot la vremea respectivă, tot cu aceeași susținere a fost reabilitarea a trei secții importante din spitalul municipal, ORL, oftalmo și neuro, la fel o finanțare la vremea respectivă de vreo 7 milioane de lei, bani mulți pentru vremurile respective. Și au mai fost și alte proiecte, nu le voi mai enumera acum, dar clar atât acum cât și în primul mandat, chiar dacă nu eram din același partid cu domnul președinte, nu a ținut cont de factorul politic și a înțeles necesitățile pe care le avea Oneștiul și am găsit sprijin. Mulțumesc încă o dată. Da, și eu mulțumesc, domnul Neghină. Pentru mine cea mai mare realizare pentru Onești rămâne eliberarea de subjugul mediului privat, a utilităților de apă, canal și deșeuri, lucru care a permis atragerea de fonduri europene, pentru că a fost o bătălie care nu se vede cu ochiul liber. Și aici două juriste din Primăria Onești, una mai trăiește, una nu mai trăiește, din câte știu, au avut un rol determinant și au făcut un lucru pentru care Oneștiul trebuie să le fie recunoscătoare, dincolo de voința CJ-ului de a se lupta cu două societăți care nu vroiau să elibereze poziția de monopol și să creeze condițiile pentru ca fondurile europene, Oneștiul să fie eligibil pe fondurile europene. Despre asta e vorba. Și aia a fost o provocare administrativă extrem de înaltă, la care noi chiar ne-am ridicat. Și pentru mine tot asta rămâne cel mai important lucru. Dincolo de celelalte parteneriate care le-am avut și cu primarul Neghină, ediția 1, ediția 2, care vizează sănătatea sau infrastructura, totuși aceea rămâne cea mai misiunea de care sunt cel mai mândru, dacă pot să spun așa. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu mai sunt întrebări, declar închisă conferința. Da. Ca și beneficiar al acestui proiect de modernizare a străzii industriilor, timp complex, și eu mă simt onorat că am să reprezint această firmă, aș vrea să numesc două diplome de excelență pentru dumneavoastră și pentru domnul președinte, în semn de recunoștință și apreciere.
Știm că s-au făcut eforturi pentru a reduce la minim impactul asupra celor care lucrează pe platformă. Lucrările s-au făcut pe deși bine. Mi se pare corect. Mulțumesc. Da. Domnul primar. Mulțumim, ne onorează aprecierile. Este clar că ne onorează aprecierile pentru că trecând peste toate, această investiție a fost pentru a încuraja mediul de afaceri. Această investiție este un al doilea semnal dat de administrația locală, de această dată împreună cu administrația Consiliului Județean. În urmă cu aproximativ 2 ani, consilierii locali, la inițiativa mea, au aprobat blocarea taxe, creșterii taxelor și introducerea de noi taxe, singura creștere de taxe fiind doar cea impusă de codul fiscal. Lucru care a fost un semnal la vremea respectivă că administrația locală este interesată de mediul de afaceri, mediul de afaceri care își poate construi pe termen lung o viziune și de a dezvolta afaceri la nivelul comunității noastre. Acum venim și cu fapte concrete cu finalizarea acestei investiții extrem de importante pentru oamenii de afaceri din zona industrială. Da, vreau să vă mulțumesc și eu și să știți că suntem de principiu că administrația trebuie să fie partenerul oamenilor de afaceri, partenerul zonei private și într-un parteneriat transparent, corect și atât timp cât noi ca administrație publică locală reușim să sprijinim oamenii de afaceri să-și dezvolte afacerile atât în Onești cât și în județ, nu avem decât de câștigat, pentru că totuși cele două părți trebuie să formeze un întreg. Eu așa cred. O echipă și atât timp cât noastră vă dezvoltați, indiferent că vorbim de platforma din Onești sau în altă parte, în mod cert are de câștigat județul, fără discuție. Mulțumesc frumos pentru aprecieri și ne dorim să mai putem fi de folos în așa fel încât să știm că platforma se dezvoltă așa cum trebuie să se dezvolte și să aducă o plus valoare Oneștiului. Noi mai avem diplomă. Mulțumim încă o dată, declar închisă conferința de presă.